Bună, am pregătit ceșcuțul de cafea. În video par neconturati, dar se văd foarte, foarte bine. Ceșcuța numărul 1 cu parfumul de la Jean Paul Gaultier, am pus două parfumuri bărbătești. Aici de la Jean Paul Gaultier, un parfum Lemale, da, și parfumul numărul 2, Scandal tot bărbătesc de la Jean Paul Gaultier, același, același brand, parfumuri diferite. Am pregătit aici ceșcuța numărul 1 cu Jean Paul Gaultier la male, da? bărbatul, cam așa s-ar traduce, și scandal, ceșcuța numărul 2 pentru a-li evidenția și pentru a-li ține minte. Bineînțeles că am pregătit aici și un cocktail, da? să nu stăm așa chiar pe pe gura goală <laughs> să ni recorim. Da, cu asta pornim la, uh, la ghicit, la citit în cărțile de, vedeți și ceșcuții micuți și elegante, așa beiau doamnele pe timpuri, cu ceșcuții mici, eleganti, frumușele. Uh, acum bem cu teicile alea mari, bem cu uh, Căldarea, da, pe timpuri așa să bea ceșcuța de adică cafea cu caimac. Mama încă o mai face ceșcuța cu caimac bună de tot. În fiecare dimineață sunt alintată cu o cafeluță delicioasă, micuță și cu caimac. Foarte bună de, așa, de Povestim, Bem câte o guriță, un pic de ciocolată și ne simțim foarte, foarte bine. Să fiți atente că la mijlocul filmulețului, iar mai dăm un secret pentru binile nostru. Haideți să începem să ne uităm în ceșcuță. Deci ceșcuța numărul 1 este cu parfumul ăla, ăsta bleu și cu dunguliții mai închise, Jean-Paul Gaultier la male și ceșcuța numărul 2 cu scandal, da? Fiecare și alege, ia uitați vă în ele, cum considerați și cum credeți voi de cuviință că vi se potrivesc. Acum mă vedeți și pe mine. Sunt sigură că o să fiți curioasă ce tablou am acolo în spate. Este un tablou drag mie. Uh, Sufletul pereche se cheamă. Este așa un bărbaș cu o femeie. Nu știu unii, de... unii se termină unul și unii începe altul. Este un parfum, un parfum, un tablou deosebit care mie mi-a plăcut. Am găsit o fotografie prin internet. Mult timp uh, uh, nu mi-aduc cum aminti pictorul, de este un pictor celebru. Uh, mult timp am am avut o ca și poză de profil atât de mult, mi-a plăcut acest tablou. Am luat uh, poza tabloului de pe internet, am scanat-o la, uh, la un centru din asta de scanări, de făcut tablouri și am înrămat-o. mi uh, place tari-tari mult această poză, de fapt, a unui tablou celebru. Acum să începem să vedem, să descoperim uh, secretele ceșcuților de cafea. Începem cu ceșcuța numărul 1, da? Din mâna dreaptă. Asta e dreapta. Salut! Asta e dreapta. Revigorant. Re Revigorant. Așa, ceașca numărul 1. Ceașca numărul 1 cu parfumul acesta, da? Ceașca din mâna dreaptă, da? Uitați-o. Dacă vă identificați cu ea, alegeți-o pe asta, ceașca numărul 1. Dacă vă identificați cu ceașca numărul 2, cu scandalul, da? Ia uitați-o, să știți că este foarte bine marcată, nu se vede pe video, este foarte, foarte bine marcată, alegeți-o pe aceasta. Da, Aici este la parter, afară sunt peste 40 de grade. Uh, aici este la parter și răcoare, cred că în casă sunt vreo 25-26 de grade. Uh, o fi iarna, mai frig și să consum mai mult gaz, dar uh, vara eu minunății. Poți să stai, să dormi liniștit, nu transpir, nu mor de cald pe vremea asta. Îmi place mie să beau cocktailul cu cu gură, așa, dar mă încurc gheața și portocale, și mai degrabă. Cred că mă o să mă duc pe un pai, mă mai gândesc, dar să încep citirea acum. Haideți să vedem. Unii dintre voi ați venit de la un drum sau ați renunțat la un drum. Nu a fost un drum încărcat cu, cu, cu plăceri cum vă așteptați, un drum care la un moment dat ori s o întrerupt, ori, nu, ori au fost cu supărări, un drum, v-ați în, întors dintr-un drum, așa aș vedea că dus și întors, sau v-ați dus la un drum unde acolo nu ați găsit ceea ce vă așteptați. Uh, vedeți că vă pasă o... Vă paște, nu vă pasă, vă paște o problemă financiară. Vedeți că vă paște o problemă, uh, unde vă băgați? S-ar putea să vă băgați într-o nefăcută. Aveți grijă și uh, vedeți tot ce ci toate datele problemei unii dintre voi care nu vor fi atenți vor intra într-o gaură neagră financiară foarte mare atenție la acest amănunt pe care vi-l dau și sfat pe care vi-l dau toate, toată problema să o analizați foarte bine și să o luați pe calea corectă că văd că există șansa de a păși într-o gaură neagră financiară. Um ori cheltuiți ori pierdeți bani așa fără să, să faceți treburile importante ca și cum ați ocoli niște chestii cheltuiți bani dar ocoliți niște puncte pe care trebuie să le acoperiți. Uh. Cineva vine către voi cu inima deschisă vă dă un sfat vă dă o vorbă bună dar nu prea băgați în seamă această persoană. Uh. Cineva cu G, cineva cu M, vă dă niște sfaturi bune, dar nu li băgați în seamă. Vi se pare că e ca și cum ați spune, lasă-mă că rezolv eu, știu eu mai bine. Am întoarce spatele sfaturilor. Uh, ori le la niște petreceri, la niște... Uh, Risipiți bani. Nici nu mai bat uh, apa în piu, risipiți niște bani și vă rog să fiți foarte atenți la chestiunea asta. Uh, pe unii din voi vă dor picioarele, pe unii din voi vă, vă trepidează inima, vă pâlpă inima mai mult ca de obicei. Nu sunt probleme grave, doar că simțiți un o neajuns, o problemă la nivelul picioarelor și la nivelul inimii. Unii dintre voi și unul și alt, sau unii la picioare, unii la inimă. Uite, că aveți și o bucurie, aveți un rezultat. Aveți o. pentru cineva cu A, cu F, cu R. Aveți niște rezultate bune, a ori în urmă bucurii din partea copiilor, aș putea spune, cu A, cu F, cu R, cu L, niște rezultate. Aici, și văd. Să întoarce la niște sentimente mai buni un băiat din familie. Un băiat care a făcut așa niște nezdrăvănii, nu pe placul vostru, se întoarce cu inima deschisă și cu mai multe lecții învățate. Uite aici văd o, o, o veste bună tare. O să vin în pragul vostru un cocoș, cum s-ar spune și o să vă o veste bună la pragul casei voastre, o veste că s au terminat o niște documente, un proces, o niște documente sau um, și intrați în posesia unor bani. Cât de curând, în două puncte aș putea spune. Cât de curând o veste bună în pragul casei voastre, să, să definitivează niște acte niște documente sau câștigați un proces sau ceva câștigați undeva de unde vin niște bani o să, să fie bine aspectat. Iar unii vorbesc pentru femei că aici văd un bărbat nehotărât total așteptați mereu ceva de la el ceva să vină din partea unui bărbat dar este așa Uh, fără curaj, un bărbat mai laș așa, ar veni spre dumneavoastră, are sentimente pentru voi, doamnelor, dar nu este absolut deloc hotărât în ceea ce vrea să facă. Pare așa... Uh, dacă este, este, dacă nu este, nu este. Nu aș putea să spun că nu are sentimente, dar uh, nu, are o oarecare nehotărâri, nici nu-i trece prin cap că cineva așteaptă sau că se întâmplă ceva. I s-ar părea ciudat să-i spuneți că, da, hai odată, fă ceva. Și el, tot da, ce trebuie să fac? Cam așa. O femeie cu răutate pe ea o femeie, vorbesc și eu ca țigani, ai răutate pe tine, bre. O femeie cu răutate în jurul vostru, o femeie care vă poate arunca la picioare ceva rău, ceva vă urmărește mersul, vă urmărește picioarele, vă urmărește drumurile. O femeie, aș putea spune cu părul așa mai, nu știu cum, este într-o oarecare formă. O femeie mai rotunjoară, o femeie poate să fie cu... O femeie, nici nu vă mai spun vă văd aici mai mult literi, mai mult v-ar încurca, dar unele dintre voi, sau unii dintre voi, vă iau urma pur și simplu, vă privești unde vă duci, sau pe Facebook, sau pe, de oriunde, zici că e cameră de luat vederi și s-ar putea să vă arunci ceva în spatele vostru dacă nu vă o și-a aruncat încă. Uh... Nu sunteți mulțumiți la job de ceva. Jobul vostru, oricât stați acasă, munca ce o prestați, nu vă mulțumește. Aveați alte așteptări, aveați uh, alti dorințe. Munca în acest moment nu vă mulțumește. Parcă, parcă stați într-un loc, parcă sunteți într-un într condi urmbră, într-o uh, într rutină care nu vă satisface absolut deloc. S-au așezat așa peste voi o rutină și nu știți cum să ieșiți din ea. Sunteți oarecum limitați în această rutină. Bărbații au relații. unii dintre voi aveți o relație la care nici măcar nu țineți, nici acolo să fie. Căsătorii, relații, ce-o fi, văd un bărbat așa, într-o relație, într-o căsătorie, nici nu vrea, nici nu știi ce face nici nu știi ce caută în relația asta, nici nu știe. Nu știu. Eu cred că e mai degrabă o relație. Poate aveți un băiat sau poate aveți pe cineva un bărbat într-o asemenea situație, stă ca și cum ar fi prins în relații, dar nici n-ar pleca, nici n-ar sta. Mm, e un fel de lasă-mă să te lasă, e din inerțist s-o cam convins de toată situația, s-o convins din relații și acum stă acolo până se întâmplă ceva. Nu are poate determinarea sau curajul sau nu ai determinarea sau curajul să pleci și să tragi ușa după tine. Dragă bărbatule, apropo de parfumuri că ar fi o energie masculină aici, da? <gântu -i> Mm -hmm. uh, unele dintre voi ar vrea să scape un, de un bărbat cu ochii bulbucați, trăiești în casă, probabil trăiești în căsătorită, ești căsătorită cu un bărbat cu ochii mai bulbucați, nu știu cum, un bețiv, pot să spun, uh, mari necaz aduce asupra casei voastre. Mari, mari necaz Sunteți prins ca într-o închisoare. Probabil n-ai un duci n-ai ce să faci. Ești prins pur și simplu ca într-o închisoare. Nu vă dore uh, o scăpare din moment. Uh, mai târziu o să fie o scăpare, nu vreau să o spun, dar o scăpare o să fie. O să fie, dar nu. Mă rog, de bine sau de rău mai degrabă nu o spun. Dar pentru moment necaz mari și necăjit tare pentru unii dintre voi, pentru această, acest, personaj care pur și simplu vă termina nervos, poate și fizic, la nivel psihic e problema. O să existe o salvare, mai puțin poate plăcută, neplăcută, dar o să existe. O relație, unele dintre voi, au o relație instabilă cu cineva de S, cu cineva de V, cu cineva de R, T. O relație care ar părea că este câteodată relație, câteodată că nu este relație. Acum, tu cum consideri? Eu aș încerca un picior în prag și zici ce vrei până la urmă, dar văd că nu există la voi, priviți situația de departe și pescuiți în alpi tulburi, cam așa văd eu această situație. Iar unii dintre voi au probleme cu copiii, cu doi copii, care au doi copii, fată și băiat sau un băiat, cu băiatul o problemă, cu fata o problemă, dar sunteți foarte, foarte amărâți, amărâți din cauza asta. Ce-ar fi să-i lăsați de capul vostru? Știu, este greu și la mine este la fel uh, să-l las de capul lui, cu toate că întotdeauna s-a descurcat, dar până nu-mi bag eu un pic coada, așa suntem toate. Și suntem uh, instabili din cauza asta, instabili, uh, probleme cu o fată și cu un băiat, dacă aveți doi copii sau cu băiat separat, cu fată separat, dar văd aici și probleme cu feti și băieți aș putea să spun că mamele de fete sunt un pic mai... Uh, își fac mai multe probleme nerealiste, băieți, mamele de băieți mai realiste, dar uh, tot ni se pare că sunt bebeluși, cred, nu știu. Uh, ar fi, bine, ar fi cazul și bine să-i lăsăm cam de capul lor, dacă se lovesc cu fruntea de sus, dar nu putem, asta e problema. Dar uh, un copilaș bolnav la unii dintre voi, un copilaș uh, cu probleme de sănătate, încet, încet se vor rezolva aproximativ de tot, la unii mai mult sau unii mai puțin, dar îngrijorare mare, dar văd multă aplecare și multe dragoste despre acest copil ă uh, ai să mergeți uh, cred că unii dintre voi uh, sunteți uh, necăjiți vi se pare că vi s-a pus ceva pe casa voastră chiar o să vă spun un secret la mijlocul filmului pentru a curăța și casa așa uh, urțiunea și, și răul din casă să-l zgoniți, o să vă, vă învăț la mijlocul. Vreți să mergeți către o persoană, către un preot, către un călugăr, să vă dea niște sfaturi. Bun sfatul, foarte bine aspectat aici, poate să fie un părinte cu C, cu P, cu A. Să vă îndreptați spre acest personaj că vă vă binecuvântează și vă dă sfaturi foarte bune pentru a alunga răul din casă. Văd aici pregătiri de petreceri, în curând niște pregătiri pentru petreceri, sunteți cam supărați cu banii, dar văd că petrecerile sunt binevenite, la unii de dorit să ne petrecem, să, ne, să vă relaxați. Problema zbanii la toată lumea, ne gândim cum, cât, dar o petrecere foarte frumoasă și văd că vă înnoiți la picioare, ori pantofi, ori sandale, ceva, poate și în rest, văd așa că vă împăunați cu hăinuțele și cu tot ce vreți să vă faceți pentru o petrecere. Aveți de făcut o alegere pentru. Cred că faceți o alegere în privința câștigului de bani, ori să schimbați un job, ori să schimbați o, uh, o cale. O să luați. Ale... o să faceți alegerea potrivită. Vă promit că faceți alegerea potrivită. Uh să știți că a doua alegeri e cea mai bună, din ce aveți, aveți două, două căi, gândiți-vă, prima e un pic mai incertă, a doua este sigură, da? Aveți de făcut două, două, alegeri, veți câștiga mai mult și chiar văd niște ciupercuții la când veți face alegerea potrivită, văd că vor veni niște bănuți în plus. Cât de cu Acum de curând ați fost foarte supărat, supărată, înlăcrimată din cauza unui copil, din cauza unui copil din casa dumneavoastră sau a unei persoane apropiate inimii voastre. Aș spune că un copil foarte, foarte înlăcrimată. Deci continuu vă stat lacrimi în gât. Dar să știți că se va îndrepta. Nu mai stați în starea de incertitudini, din starea de necaz de asta. Parcă apăsați cu atât mai mult Cum să spun eu, necazul acutizat și mai mult. Detașați-vă, spuneți un Doamne ajută, spuneți o rugăciune și totul să va lumina. Vă promit că se luminează în cazul copilului, în cazul unui băiat se luminează. Dar v-am mai spus, nu poate să facă niciun un sfânt ce face rugăciunea din mamă. Aplecați-vă spre rugăciune și îndepărtați lacrimile. Îndepărtați-le că mai cu atât mai mult acutizați necazul. Cam asta ar fi uh, citirea din ceașca numărul 1 în linii mari, văd aici. V-am spus, atenție, nu sunt probleme grave, să muriți la inimă, la picioare, dar aveți niște probleme, aveți de făcut niște alegeri. Uh, a, foarte mare atenție ce hotărâri luați în privința finanților foarte mari, Pot fi niște alegeri greșite și vă vă trimite într-un haos financiar. Vă rog frumos să vă gândiți foarte mare grijă la asta. Și acum să vă spun uh, secretul sau curățirea uh, spațiului vostru, da? Uh, simțiți că se întâmplă ceva și chiar dacă nu simțiți, pe, faceți curățenie din casă, curat, curat, curat peste tot, uh, pentru pentru curățarea energiilor din casă, dar să fie așa o curățenie temeinică. Și după aia puneți în patru colțuri ale casei, nu au unii camere. Deci cum e apartamentul ăsta mare, da? În colțul, unii se termină un apartament, poate să fie colțul cu baia. Acolo puneți o farfuriuță cu sare, dar sarea să fie scoasă din, din aia neiodată, ne nimic, nefiltrată, nu sare albă. Sare grunjoasă, da? O puneți în colțul ăla, în patru colțuri din casă, să puneți sarea în colțul ăla, în colțul celălalt, în colțul diferit. patru colțuri ale casei. Considerați casa ca un în colțul cel mai îndepărtat din casă. Da? Și întotdeauna vinerea cel mai bine este vinerea să tămâieți casa. Puneți într-o vineri sarea, într-o fiecare colț din casă, vinerea, după aia atămâiați, după ce ați făcut curățenie, atămâiați toată casa cu tămâi și cărbune și spune această casă este protejată, de trei ori, această casă este protejată, această casă este protejată. Puteți spune și o rugăciune pentru sporul casei, pentru ce vă doriți voi. Da? După o săptămână, luați acea sare, da? din patru colțuri ale casei, aruncați-o la wc -ul. Deci unii să ducă toată murdăria, toate energiile negative care s-au adunat în casă, le aruncați la wc și trageți apa. Spălați bine farfurioarele și puneți, uscați și puneți altă sare în patru colțuri ale casei și o să vedeți ce rezultate buni. Și iar îl puneți în patru case, iar tămâieți în casă vinerea. Dacă ați putea să țineți și post sau măcar jumătate de zi să nu mâncați, ar fi și mai bine. Este ca un sfat. Nu o fac întotdeauna, nu o fac, dar este foarte, foarte bun. Purifică spațiu, aduce energie bună și îndepărtează energiile. Când vine unul în casă la tine, nu neapărat cu moșmoade, dar vine cu energie negativă, cu invidii, cu gelozie. Înjurați în casă, mai faceți una, alta, mai îl pomeniți pe la rău. Foarte bine să curăți energia din casă în acest fel. Da? Haideți să, să o facem, să o faceți și după aia îmi spuneți, după o săptămână, parcă simt ceva, par, o să vedeți, o să se schimbi ceva. Nu, deci credeți-mă că o să se schimbi ceva. Da? Asta ar fi secretul pentru uh, astăzi la citirea în cafea. Să ne apropiem și să ne, pentru uh, grupul numărul 2, scandalul, da? uh, ceșcuța din mâna stângă, să ne aplecăm asupra ei. Oho, aveți niște rezultate bune. Mi s-a ridicat părul în cap. Aveți niște rezultate foarte bune în urma unor evaluări, examene, școli. Unde aveți de gând să faceți sau să dați sau ați primi rezultate legat de școli, de evaluări? De, uh, o să aveți mari succes. Sunteți deja mulțumit pentru mulțumiți pentru uh, măcar pasul pe care l-ați făcut pentru această școală, pentru această evaluare, vor veni rezultati neaparat, vor veni rezultate bune. Văd o problemă la nivelul mâinilor. Ori aveți o exemă, ori zgrieturi, ori vă dor mâinile. La nivelul mâinilor, să fiți foarte atent la răniri, la exemii, la nu este grav, dar niște du dureri care apar aici în ceașcă Poate, zic eu, și dureri de cap. O fi de la căldură, nu pare ceva grav, dar dureri de mână, scăitoare sau exemă sau ceva. Văd mâinile pe o culoare care mi-arată acolo probleme. Hopa, așa. Ceartă cu o fată cu A sau cu R sau cu m, dar asta cred că nu este o noutate, ca și cum vă învârtiți într-un cerc, vă împăcați, iar ajungeți o, cu o femeie mai tânără, cu, cu a, cu m, cu r, vă, vă certați, iar ajungeți în punctul ăla, iar, vă, iar vă ajungeți să vă împăcați. Deci, ca între mamă și fică sau ca între mătușă și nepoată, ca cineva sau prieteni, dar oricum cineva mai tânăr, chiar și cozi dacă este mai tânăr. O persoană cu P, o persoană care vă aduce neajunsuri, te văd aici, o persoană cu P, o persoană cu V, pentru unii, uh, când ați spus că am pus șaua pe el, o fugit calul fără șa. Cam așa și este, cred că sunt bărbați aceste, aceste personaje cu P, cu V, cu S, cu L. când spui hop, că l-ai pus la păscut și ai pus șaua pe el, o plecat nebunul pe și știi, după alti iepi. Cineva o întrerup legătura cu voi, lăsați-l să se ducă e tot un bărbat, tot e vorba de femei, nu vă mai răspuns la mesaj, nu vă mai băgat în seamă, dar nici nu-i persoana potrivită pentru voi. Ducă-se că nu era potrivit pentru voi. O trecut ceva perioadă pentru unii dintre voi, pentru unele încă sunt păcălite, unii dintre voi ați fost deja părăsite, să spunem, dar să știți că teodată un necaz este de fapt Uh, ceva ce o colit un, un alt necaz mai mare, Noi i bai o pleca și nu vă mai răspuns că nu era pentru voi. Uh, uh, uh. O să aveți în familie sau în apropiere un uh, o, o supărare, poate un deces, o supărare legată de o persoană care nu este bine. Uh. Îmi pare rău să spun că pentru unii aveți uh, pe cineva bolnav la pat, pe cineva pe, cu care vă chinuiți, vă vine să vă luați lumea în cap, unele dintre voi vă văd aici o femeie supărată, poate tu ești, una dintre voi ești tu, uh, cu cineva la pat, cu supărare, poate nu este la pat, dar are o boală care vă sâcâie, care vă chinuie și sunteți acolo foarte, foarte supărată și spui că mi fiecare are o cruce de dus. Dar lucrurile pentru unii sunt bune, dar mai avem și scăpări. Vă faceți probleme din cauza unui copil, dar nu știu din ce cauză. Văd aici un copil frumos, sănătos. Vă faceți probleme pentru mici probleme care sunt inerente. Mă, nu știu de ce, văd că întotdeauna privește în urmă și privește în urmă și privește în urmă. De ce privește în urmă? Uh, că o plecat domnul cu E, cu V, cu B, ce mai, mai este, cu L, cu plecat, vă spun că nu este nicio pierdere. Vă promit că nu este nicio pierdere. Parcă în fața voastră se va deschide o altă er și o altă viață. Nu vă uitați la cine a plecat. Nu vă uitați. O să strângi niște bani, vreți să cumpărați ceva, vreți să vă înnoiți, vreți să vă luați ceva, este de mari, mari succes. Economisiți niște bani pentru o perioadă. Cred că atunci când se va schimba sezonul parc se de la o parte, să spunem că trece vara, când va începe un nou sezon, când se va usca vârf, frunza piram vă veți cumpăra ceva, voi economisiți, începeți sau deja ați început să economisiți bani. Este de foarte bun augur o investiție, ceva ce ți cumpărați în toamnă, după părerea mea. Foarte bine, o pur și simplu o să săriți într-un picior și o să chiuiți pentru o realizare. Vă promit o mare realizare, foarte, foarte bună. Hmm. Și voi aveți asupra voastră niște energii dus. Uh, ori treceți prin fața ușii cuiva, ori uh, parcă cărați în spate o energie care nu-i a voastră. Veniți. Cine... Scuze, veniți, ficior meu acasă. Cărați o energie care nu-i a voastră, undeva cineva vă taie din, din ceea ce vi se cuvine vouă, din ceea ce este dreptul vostru, dar nu pe o cale normală, nu pe față în față, ceva ascuns vă face sau vă gândește sau vă menește într-un fel ascuns care nu este benefic pentru voi. Ceva ce nu este benefic pentru voi. Agapi, aici stând la parter, se uită pe pe fereastră și vede orice și vede pe cineva latră, vede o pisică latră, mereu mă întrerupi cu, cu chestiile astea. Deci atenție la cineva care îndepărtați persoanele care nu se poate, intuiția voastră vă spune, îndepărtați-le. Prietenul nu poate să fie prieten adevărat, cel care te sfătuiește să te cer, cel care te tipizmăiește sau mereu te, te, te înțeapă. Din drăgălășenie, ce înțepat te-o jignit. Dar nu că eu țin la tine, Doamne, dar te fac atent, atentă. Uh, sau te menește. Ai să vezi tu când ți arată către tine, nu. Mai degrabă, lasă. Așa. Aveți o problemă la gură, la danturi, la partea de jos a feții, la urechi, cam de aici văd o problemă, e posibil să aveți o problemă în viitor la măsele, la urechi, la o problemă în partea de jos a feții, poate și până la gât, o tiroidă, ceva cu probleme în partea de jos până așa la o problemă de sănătate. Cineva cu mă, cineva cu cineva cu mă are un necaz. Are un necaz, dar este cineva cu M din preajma voastră, are un necaz, vă cere ajutorul. Vedeți cum îi dați ajutorul, că e o persoană care e în necaz, e drept. E o, ne... e o persoană cu probleme, care are nevoie din niște bani. E posibil o persoană cu mă sau cu o persoană o să vă ceară niște bani, hai să ca să nu riscăm. O persoană o să vă ceară niște bani, fiți atenți cum îi dați banii aia că s-ar putea să îi dați la o mână proastă. Nu este o persoană poate negativă, nu este o persoană, ori nu vi dă, ori vi, vi ceri cu o mână, vi ia cu o mână rea. Nu spun să nu ajutați, găsiți o soluție ca să ajutați acest. În curând cineva vă va cere niște bani. Atenții mari cum îi dați. Poate nu-i mai vedeți sau poate vă bag în alte necazuri acest uh, persoană fără să, vă, fără să vrea poate, poate, că eu nu-i ghicesc, că ei vă ghicesc, vouă. Gândiți vă... gândiți-vă mult, deasupra asta este, uh, trebuie să gândiți mult asupra problemei, cum să o ajutați, nu spun să nu ajutați, întotdeauna este bine să ajutăm, este bine să, dar persoana asta care vă cere acum în curând niște bani, o să aveți probleme, știi cum e, prietenii se cunosc până la bani. Da, poate puteți să-i ajutați, să găsiți o cale, să ajutați această persoană, dar să nu vă întoarcă mâna sau să nu vă întoarcă sporul sau chiar să nu vă dea banii. Că nu o să poți da. Văd un necaz. În, Într-un punct văd un drum. Ori plecați într-un concediu unii dintre voi, ori plecați, să știți că e de foarte bine acest drum uh, luminos și bine. Un drum, un concediu, o bună dispoziție la drum, văd aici, la voi la unii dintre voi, că doar nu ghicesc la toată lumea. O persoană ochioasă, o persoană frumoasă din jurul vostru vă dă o veste bună despre ea. Ori se căsătorește o femeie, ori se căsătorește, ori se întâmplă ceva bun și o să vă bucurați. Poate să fie fata dumneavoastră, poate să fie nepoata voastră, poate să fie o, o persoană ochioasă, cu ochi frumoși, o persoană, o fată frumoasă, vă dă vești bune. Aș putea, m-aș duce până acolo în cât aș ajunge că ori se căsătorește, ori vezi bunii despre relația ei, dar poate să fie și despre o reușită și sunteți foarte, foarte fericit, fericită pentru această persoană. Dacă sunteți în căutarea unei relații, să știți tot la fel, peste două puncte apare o relație în viața voastră. O relație de foarte bun augur. Deci dacă sunteți în căutarea unei relații, văd cu dragoste, văd cu spor, dacă vă potriviți după zodii, să începi relația, oricum în această perioadă o să înceapă când trecem în leu, trecem direct și după aia trecem în leu, vă spun că începe o perioadă foarte, foarte bună se vor schimba în unele lucruri, se vor schimba unele aspecte din viața noastră, la toate zodiile, dar mai ales la unele, unele care încep o relație când începe zodia leului Uh, de fapt am început zodia leului, suntem în plină, în, așa am intrat bine în Zodii Leului, deja de câteva zile, deci este de bun augur începând de acum o relație uh, pentru viitorul vostru, cele care sau cei care să, vreți să încercați o relație. Este o ceașcă bună cu, pentru unii cu buni, pentru unii cu rele, atenție mare la voi, la dispoziția voastră, la felul vostru și grijă mare la... Ce simțiți voi? Eu cred că ceașca asta este a unor oameni foarte senzitiv și ușor de rănit, ușor de atins. Aveți grijă mari la voi. Pentru că mulți, cum văd eu, este ca unor oameni de care alții ar încerca parcă să profite, ar încerca parcă să, de bunătatea voastră, chiar de suportabilitatea voastră, până unde puteți. Sunt unii care spun că gândesc cam așa, ce cred eu despre ceașca asta, gândesc că ei lasă că mai poate să mai ducă. Atenție, nu le arătați întreaga voastră capacitate de a duce probleme, că vă vor încărca și cu și mai multe. Uh, vă doresc pace, vă doresc liniște, vă doresc vacanță frumoasă pentru cei care sunt în vacanță, pentru reușit la toată lumea să ne fie bine și să avem grijă din noi de, uh, de liniștea noastră întotdeauna liniștea o să aducă și pace și sănătate și fericire, toate alea nu uitați de secretul cu sarea o să vedeți rezultate da. vă doresc inimă bună, numai bine și sănătate. Vă pup pe inimioară!